Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt. Izvoare desigilate. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Astfel, în noaptea întunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie să lumineze prin biserica sa, spre a ridica pe cei doborâți și a mângâia pe cei care plâng. Lucrarea de ajutorare practică va avea un efect mult mai mare decât numai predicarea. Noi trebuie să hrănim pe cei flămânzi, să îmbrăcăm pe cei goi și să adăpostim pe cei fără cămin. Dar noi suntem chemați a face mult mai mult decât numai atât. Numai iubirea Domnului Hristos poate satisface nevoile sufletului. Dacă Domnul Hristos locuiește în noi, atunci inimile noastre vor fi pline de compătimire divină. Atunci, izvoarele pecetluite ale unei iubiri calde, asemenea celei a Domnului Hristos, vor fi desigilate.